Cine a spus că lucrurile serioase sunt plictisitoare, în special pentru copii? Europenii au reușit să le combine pe ambele în cadrul unei campanii sociale despre prevenirea catastrofelor. Un filmuleț, broșuri ilustrate și placate ingenioase vor fi distribuite în toate școlile din țară. Primul public a fost un grup de copii. Autoritățile de la noi susțin că vor să bată la conștiința adulților prin intermediul copiilor. În scurt timp, acest filmuleț va fi difuzat de toate televiziunile din țară. Scenariul a fost regizat de europeni și are ca scop reducerea numărului incendiilor, a catastrofelor, dar și a victimelor. Pe lângă film au fost elaborate broșuri și placate informative. Toate acestea și-au văzut deja primul public, un grup de copii. Reacția s-a citit pe chipurile lor. Puteți țelele, asa, asa. Lucrurile serioase pot fi și interesante pentru copii dacă sunt demonstrate atractiv. O broșură bine ilustrată, un film social care impresionează și un placat care nu-i lasă pe copii să treacă indiferenți pe alături. Ca să afle numărul de telefon al pompierilor, ei trebuie să răzuiască aici. Am șters pe mânuța aceea ca să vedem ce număr de telefon ca să sunăm la pompieri. Și ce număr era? 901. Prin viziunea copilului să ajungem la reducerea unor situații de incendiu, anume prin copii să ajungem la educație la cei maturi. Proiectul durează 4 ani, iar în acest răstimp Uniunea Europeană a investit 5 milioane de euro. Scopul este unul singur, să mobilizeze cele 6 țări din Est în timpul dezastrelor. Uniunea Europeană dispune de un mecanism de protecție care, în caz de un dezastru, 32 de țări își unesc forțele pentru a-l lichida. Mecanismul lucrează în Europa deja de 10 ani. De 4 ani l-am aplicat și în cele 6 țări din Est, printre care face parte și Moldova. Suntem încă puțin îngrijorați în ceea ce privește impactul asupra publicului, pentru că întotdeauna informația trebuie să fie cât de serioasă, pe atât de atractivă. Însă dacă în caz de catastrofă, datorită acestor eforturi, va fi salvată măcar viața unui singur copil, este deja un succes. Programul își încheie prima etapă în acest an, dar urmează și cea de-a doua, ce va dura alți 4 ani, timp în care Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Azerbaijan și Armenia vor avea parte de noi experiențe europene.